Democrație Originală la PSD. Doresc să fac câteva comentarii fără patimă și cu extrem de multă seriozitate și preocupare. Domnul Ponta, în această dimineață, a explicat în sfârșit motivul pentru care am fost exclus din partid, în condițiile în care domnia sa a pierdut de o manieră catastrofală alegerile prezidențiale. Se pare că am devenit un fel de exclus de serviciu în PSD, după 2009, când, într-adevăr, am pierdut la o diferență mică alegerile prezidențiale, am fost exclus. Iată că și în 2014, după ce domnia sa pierde alegerile prezidențiale, vinovatul de serviciu este Mircea John. Domnul Ponta a explicat în această dimineață motivul principal al acestui gest pe care pur și simplu nu pot să-l înțeleg. A spus, citez, eu și cu domnul John nu gândim la fel. Are dreptate, nu gândim la fel. Eu nu fac parte din frăția banului Ponta, Ghiță, Dragnea. Eu nu cred că cei care gândesc diferit față de mine într-un partid democratic trebuie să fie eliminat pentru că devine un rival periculos pentru un eventual congres în viitor. Eu nu gândesc la fel cu domnul Ponta când nu îți asum o anumită responsabilitate pentru un eșec cu efecte pe termen lung la adresa viitorului Partidului Social Democrat. Bogat și corupt a devenit noua deviză a PSD-ului condus de triada Ponta, Ghiță, Dragnea. Acesta nu este PSD-ul adevărat. Aceasta nu este stânga adevărată. Aceasta nu este ceea ce așteaptă de la noi milioane de oameni care votează PSD și alte milioane bune care ar vota PSD dacă ar vedea un partid care într-adevăr să-l reprezinte interesele. Și atunci vă spun, PSD-iști adevărați, da, nu l-auzim pe Mircea Joană, o să încercăm să refacem legătura audio. E interesant ce spunea domnia sa, bogat și corupt a devenit deviza PSD. Eu nu fac parte din frăția banilor, la fel ca Victor Ponta. Îl auzim din nou pe Mircea Joană. Veți avea dreptul, dacă vi-l veți cere, să vă alegeți viitoarea conducere și viitorul partidului nostru. Apelul meu merge către PSD-iștii adevărați din nivelul 2 și 3 al partidului. Din oamenii care nu au de-a face nici cu frica de a fi excluși și nici cu lăcomia de a face parte din triada banului, din frăția banului. Și vă spun că este un moment complicat pentru partid și periculos pentru partid. Dacă veți dori să pun din nou umărul într-un moment greu al partidului, cum am făcut-o și în 2005, voi răspunde apelului vostru. Dacă vă veți complace ca această camarilă, această clică, să confiște partidul și să aplice planul B, planul pe care îl aveau deja în cap când anticipau că ar putea să piardă alegerile prezidențiale, excluderea tot ce înseamnă rival și competiție în partid și un PSD de 15%, dar care să fie al lor și pe care să-l poată controla și cu care să poată jongla pe scena politică românească așa cum doresc dânsii. Dacă nu veți ridica vocea și glasul, dacă nu veți vă cere dreptul democratic de a alege conducerea în libertate și democrație, dacă veți accepta cum s-a întâmplat în 2010 la Congresul Partidului ca domnul Sebi să pună camere de luat vederi în secțiile de votare la Congresul unui partid democratic din România, când domnia s-a recunoscut public, atunci vă spun cu regret, ca un om care a fost alături de voi, rămâne alături de voi, v-a condus un număr de ani, care am fost și la bine și la rău împreună, că va trebui să gândim o platformă a unei stângi moderne, autentic democratice și care ascultă de vocea străzii. Sunt convins că PSD-iștii adevărați, pe care îi încurajez să-și ia partidul înapoi, au ascultat ce ne-au spus alegătorii pe 16 noiembrie. Ei ne-au spus stop corupției. Ne-au spus stop mesajului anti-justiție, anti-UE și anti-american,
pe care conducerea actuală a partidului l-a reconfirmat chiar și în ședința dramatică de ieri. Asumarea responsabilităților este al doilea subiect pe care vreau să vi-l prezint astăzi. Este evident că principala cauză pentru înfrângerea catastrofală și după valul de resentiment anti-Ponta și anti-PSD născut între turul 1 și turul 2 a fost generat de modul în care votul în diaspora a fost organizat. Sunt și alte cauze, sunt și alte elemente de campanie și de comunicare care pot fi invocate, dar elementul declanșator, ceea ce a declanșat acea emoție, acel val, acea revoluție, acel impact în rețelele sociale și în votul românilor a fost dat de organizarea votului în diaspora. Sunt absolut convins și există informații suficiente cu privire la faptul că organizarea votului în diaspora a reprezentat un act deliberat de împiedicare a exercitării dreptului constituțional la vot pentru românii din străinătate. Domnul Ponta este principalul responsabil. Domnul Corlățean este principalul său complice. Fac un apel către Ministerul de Externe, o instituție care trebuie extrasă din jocul politic, să facă publice solicitările pe care ambasadele și consulatele le-au adresat Ministerului de Externe pentru organizarea de secții de vot în străinătate. Domnul Corlățean și domnul Ponta și domnul Corlățean au făcut următoarea șmecherie. Au păstrat numărul global de secții de vot din străinătate, dar le-au modificat, dând mai puține secții în marile comunități românești și dând mai multe secții acolo unde sunt mai puțini români. Aceste informații au venit în avalanșă după 16 noiembrie și sunt absolut convins că acest plan a fost un plan deliberat. Domnul Ponta a fost sfătuit să facă secții suplimentare în străinătate, de echipa de campanie, de consultații străini, de colegi din conducerea partidului și a guvernului. Și a decis în mod deliberat ca nici măcar în turul 2, în ceasul al 27-lea, să nu fie făcute secții suplimentare de vot în străinătate, deși, în mod evident, acest lucru era la îndemâna domniei sale. Nu există fugă de responsabilitate pentru acest tip de acțiune deliberată. Și sunt convins, trebuie să mai târziu, și politic, dar și legal, răspunderile vor fi clar stabilite. Sfatul meu pentru Comitetul Executiv Național, care deja s-a întâmplat, dacă ar fi fost să fie într-un partid normal și cu lideri care într-adevăr înțeleg că au și ei o răspundere față de acest eșec cumplit pe care noi l-am înregistrat, în mod normal ar fi trebuit să asistăm ieri la două gesturi minime de asumare de responsabilitate. Domnul Ponta s-a făcut un pas în spate de la conducerea partidului și să rămână la guvern pentru a nu risca pierderea guvernării, iar domnul Dragnea s-a făcut un pas în spate de la guvern și să fi rămas la partid pentru a asigura partidului un minim de coerență și activitate într-o perioadă dificilă. Au decis să se agațe unii de alții, au profitat fie de teama, fie de interesele materiale ale unor oameni din structura de conducere a PSD-ului și într-un mod absolut simbolic, cel mai vârstnic și cel mai tânăr reprezentant al PSD-ului, domnul Iliescu și domnul Ivan, Cătălin Ivan, au fost singurii care au avut curajul măcar să spună acuzele aduse mie, un om care m-a ajutat în campanie, care mi-a încălcat pe orgoliu și pe mândrie și am susținut candidatul PSD, să fie exclus pur și simplu pentru o vină inventată. Este un moment extrem de greu pentru Partidul Social Democrat. Eu sunt convins că există suficient de mulți oameni lucizi, onești, integri în acest mare partid românesc. Și mulți oameni care ar veni alături de un partid care într-adevăr să reprezinte ceea ce o stângă modernă și europeană trebuie să reprezinte în România de astăzi. Dacă vom rămâne cu aceeași formulă de conducere,
în condițiile în care probabil că în următoarea perioadă, după UDMR, vor urma și alte defecțiuni în majoritatea guvernamentală. Dacă vor organiza un congres așa cum știu dânsii, cu o mână de oameni controlați și care știm dinainte rezultatul unui eventual congres la PSD, în 2016 PSD-ul cu actuala conducere nu va putea să facă un rezultat mai mare de 15%. Ar fi păcat. Un partid mare și important, un partid care are o istorie și o tradiție de succes, dar și de înfrângeri, ar fi păcat să sfârșească așa cum se întâmplă în alte țări europene, unde stânga n-a știut să se adapteze schimbărilor din societate. Nu am niciun fel de resentiment.